Slăviți să fie Domnul! Amin. Iubiți frași și surori, ne bucurăm mult să fim împreună cu dumneavoastră, așa cum spunea pastorul dumneavoastră, am fost cu mai mulți ani în urmă, am vizitat biserica, între timp ați renovat-o foarte frumos, ați mutat amvonul din partea aia în partea asta, dar în rest, cred că găsesc aceeași atmosferă pe care am găsit-o atunci, am reținut-o, am apreciat-o, am admirat-o și aș vrea să vă spun că nu ne deosebim foarte mult de dumneavoastră ca biserică, mici diferențe, în sensul că avem foarte mulți tineri. Biserica noastră este, are media de vârstă de sub 18 ani. Um, am avut un mare dezavantaj, am urcat multe trepte până la nivelul sanctuarului și ne-a părut foarte rău că mulți frați în vârstă ne-au părăsit în timp pe măsură ce deveneau mai neputincioși, că nu puteau urca treptele. Acum am făcut un uh, lift foarte uh, frumos, o construcție auxiliară și spun lucrul ăsta uh, în ideea că poate vă folosește uh, ce spun eu acum și pe când l-am terminat, și l-am terminat foarte frumos și de calitate construcția, ne-a costat aproximativ un sfert de milion de dolari. Am zis, o să recuperăm dintre frații mai în vârstă, avem foarte multe familii cu copii mici, membrii noștri sunt ceva mai puțin, dar aproape jumătate, vreo 450 de suflete sub vârsta de 25 de ani enorm de mulți copii avem. Și am construit liftul gândindu-ne că ăsta e locul nostru și chiar ne-a deschis Dumnezeu oportunitatea să cumpărăm o altă proprietate și nici nu mă mai uit unde este construcția auxiliară cu liftul, că nu vreau să mi se facă rău. Acum, după ce am terminat și am spus, acum ne-am pregătit, avem lift, avem aici o viață bună pentru multă vreme, Trebuie să mutăm țărușii. Eu cred că Dumnezeu poate să folosească biserica aceasta într-un mod extraordinar. Aveți tot ce vă trebuie din punct de vedere amvonal, din punct de vedere muzical, cred că și tehnic. Eu mă uit la ecranul acela și văd high definition, văd că se pricep cei care activează camerele să ia imagini, puteți avea o emisiune prin care cuvântul lui Dumnezeu pe care îl propovăduiți și îl cântați în locul acesta să ajungă la foarte mulți oameni și să aibă un impact extraordinar, așa cum are și în viețile dumneavoastră. Uh, mulțumesc din toată inima fratelui pastor Nelu Filip pentru invitație și pentru uh, invitația de a participa și la uh, conferința pastorală a comunității regionale. Uh, aș vrea să-i fac o invitație și probabil o să vi-l răpim câteva zile în toamna aceasta pentru ceva conferințe și evangelizări în Statele Unite. Uh, nu vă pun să votați, că mi-e frică că nu o să aprobați. Uh, dar știți că odată a venit cineva la un frate din conducerea bisericii noastre și i-a ținut un perdaf că păstorii pleacă prea mult. Și ăsta a stat cu capul plecat, a ascultat și ce nicio problemă, frate, îi dăm păștea la o parte și o să aducem unii pe care nu-i cheamă niciodată nimeni nicăieri. Și o să fiți foarte fericiți atunci. Bucurați-vă și când păstorii vă sunt acasă, că vă slujesc și vă slujesc frumos, și bucurați-vă și când pleacă. Pentru că asta înseamnă că aveți păstori care vă slujesc bine și care pot sluji bine și în alte părți. Fiți înțelepți! Aș vrea să mă bucur să-l revăd pe fratele Ștefan Criste, un om deosebit pe care l-am cunoscut de-a lungul timpului, ne-a vizitat de mai multe ori biserica, și uh, are prieteni buni la noi în adunare. Uh, mă bucur foarte mult să vă revăd. Aș vrea să mulțumesc foarte mult prietenilor noștri, fraților Teo și Aron, care în zilele acestea au fost foarte amabili și drăguți cu noi. Uh, vă mulțumim din toată inima. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Doar un singur lucru aș vrea să spun despre Credo TV și vă aducem salutări împreună cu ei de la Biserica Elim din Chicago. Salutările sunt Harul și Pacea Domnului. Dragii noștri, televiziunea Credo este o lucrare, o misiune, nu parabisericească, ci la dispoziția bisericii. Eu sunt puțin mai intransigent din punctul acesta de vedere și în timp nu m-am asociat și n-am Parteneriat cu misiuni parabisericești, oameni care nu dau socoteală nimănui, pe care nu-i interesează de nimeni, care sunt un fel de uh, independenți uh, și, bineînțeles, bisericile toate trebuie să îi sprijinească, dar nu sunt responsabili în fața nimănui. O televiziune este o lucrare foarte sensibilă. Și lucrul pe care l-am apreciat la acești oameni, deși în multe situații puteau să facă lucrul acesta de sine stătător. Organizația aceasta este o organizație non-profit, este o organizație care nu este pe acțiuni și acționarii au drept de decizie, este un board format din membrii în biserici, așezați în biserici, sub autoritatea unor păstori, Uh, și colaborarea uh, noastră de-a lungul timpului a avut ca prioritate aspecte de ordin spiritual uh, care să asigure existența unei televiziuni decente, uh, fundamentată și bazată pe principii ale Sfintelor Scripturi, ale bunului simț, uh, ale unei învățături sănătoase și al unui comportament uh, echilibrat, așa cum am văzut și în mijlocul dumneavoastră. Consider că suntem compatibili cu dumneavoastră și dumneavoastră cu noi. Mesajul din dimineața aceasta aș vrea să fie despre harul lui Dumnezeu. Și înainte de a citi un pasaj din Cuvântul Domnului, permiteți-mi să spun, ca o introducere a acestui mesaj, sunt foarte multe doctrine esențiale în Cuvântul lui Dumnezeu care au devenit clișee. Au devenit lozinci. Lozinca nu este rea în sine. Noi am trăit pe vremea în care uh, se foloseau mult lozincile. Între expresii. Uh, și noi avem la biserică, uh, biserica Elim, uh, Welcome to Elim, refresh your spirit, uh, Bine ați venit la, la Elim, locul înviorării spirituale. Fiecare dintre noi avem un asemenea clișeu și încercăm într-o propoziție de impact să sumarizăm ceea ce suntem și ceea ce facem. Dar atunci când o lozincă, când un clișeu, când o expresie nu mai are acoperire în ceea ce trăim și ceea ce știm și ceea ce credem, atunci devin vorbe goale. Și cuvântul lui Dumnezeu este plin de asemenea clișee, care au în ele însele o încărcătură bogată de adevăr, o substanță consistentă de învățătură. Când spunem harul lui Dumnezeu, cam pricepem despre ce e vorba. Dacă nu suntem puși să explicăm prea multe, știm că e ceva foarte bun. Și îl rostim dintr-o răsuflare, îl cântăm, îl predicăm și oamenii cam înțeleg. E treaba aia bună care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Asta este harul lui Dumnezeu. Dacă suntem puși să explicăm puțin mai uh, substanțial expresia aceasta, vom spune, păi da, e vorba de Domnul Iisus care și-a dat viața pentru noi, a venit din cer, a lăsat slava, a luat o natură umană, a trăit pe pământ plin de har și de adevăr, spunea uh, apostolul Ioan în Evanghelie, uh, și-a dat viața pentru noi, am viață la dreapta Tatălui și vrea să ne ducă în cer. Cam asta este, asta este sumar, în, în mod sumar ce înseamnă Harul lui Dumnezeu. Dacă sumarizăm clișeul acesta. Problema scumpii mei este că Harul lui Dumnezeu este un adevăr și o doctrină mult mai complexă. Și în cuvântul lui Dumnezeu nu suntem chemați să, să doar glazura eu, când eram copil și îmi cumpăra mama eugenii, ca copilul, dulcele la mine, restul aruncat la gunoi. Se supăra mama că risipeam foarte mult. Desfăceam eugenia și luam numai glazura aceea de ciocolată. Sau, de multe ori, dacă era o, o ciocolată sau napolitane, ceva, lingeam ciocolata. Nu-mi trebuia și restul. Și există foarte mulți credincioși ai glazurii, care ia partea aia dulce și ceea ce este de fapt substanțial, consistent, dau la o parte. Doctrina despre har este foarte importantă pentru noi, fiindcă dacă nu înțelegem în mod profund și plenar, adică până la capăt, total, ce este harul lui Dumnezeu, s-ar putea să. Trăim cu capul în nori, dar nu și cu picioarele pe pământ. Și un credincios adevărat trebuie să trăiască cu capul în nori, dar și cu picioarele pe pământ, într-un mod în care să perceapă adevărurile împărăției lui Dumnezeu, practic, pentru viața de fiecare zi. Așa că, în această dimineață. Aș vrea să vorbesc despre harul lui Dumnezeu, care este o favoare, o ofertă a lui Dumnezeu pentru noi, o șansă la eternitatea cu Dumnezeu, o chemare pe care ne-o face Dumnezeu, din punct de vedere practic, folosind câteva expresii biblice referitoare la harul lui Dumnezeu și anume trei. Dar înainte de aceasta, dați-mi voie să citesc din cuvântul Domnului, din epistola Apostolului Pavel către. Efeseni și doresc să citesc trei versete. Efeseni, capitolul 2, versetele 8, 9 și 10. E un pasaj scurt, nu cred că vă obosesc prea mult, dacă vă rog să ne ridicăm în picioare și să onorăm cuvântul Domnului. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea, și împlinirea cuvântului său în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. De la început, care sunt cele trei expresii biblice cu privire la harului Dumnezeu și apoi le vom parcurge pe fiecare în parte? Mai întâi, har în dar, apoi har în zadar și apoi har după har. Acestea sunt cele trei expresii fundamentale care cuprind în ele adevărurile majore ale împărăției lui Dumnezeu, ale harului lui Dumnezeu. Har în dar, har în zadar și har după har. Ce înseamnă har în dar? Păi, har în dar este ceva care primești și pentru care n-ai muncit. Este o expresie a dragostei cuiva. Foarte mulți oameni, de-a lungul istoriei creștinismului, au crezut că trebuie să muncească ceva pentru ca să aibă parte de acest har. Și au existat perioade îndelungi în istoria creștinismului, în care omului se părea că nu poate trece pragul harului și să intre în favoarea lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu, în mântuirea lui Dumnezeu, până mai întâi nu achită un preț pentru ca să beneficieze de harul acesta. Omul considera harul ca, știu eu, o tarabă unde te duci să cumpere o marfă de mare preț. Dar nimeni nu-ți dă marfa aceea până tu mai întâi nu-i plătești prețul. Până nu o achiți ori lucrurile nu stau așa în ceea ce privește harul lui Dumnezeu în dar. În Roman capitolul 4, primele patru versete, cuvântul lui Dumnezeu explică foarte clar ce trebuie să înțelegem noi referitor la Harul Mântuitor și specific apăsat Harul Mântuitor, că de -s mai multe expresii cu privire la har, și fiecare în ele cuprinde câteva subpuncte, pentru că har în dar se referă la unele, dar nu se referă la altele. Har în dar se referă în primul rând la mântuire. Omul nu poate achita prețul mântuirii lui. Omul nu se poate mântui pe sine dacă s-ar fi putut, atunci nu venea Domnul Isus Hristos în lume. Cineva m-a întrebat odată, de ce Dumnezeu a încercat mai întâi cu legea? n știu Dumnezeu că nu dă rezultate? Nu putea să facă economie de timp și să-L trimită de la început pe Domnul Isus Hristos? Dragii mei, Dumnezeu nu face nimic întâmplător. M-am dezobișnuit să atrag atenția sau să previn pe cineva înainte să facă un lucru. Și să vă spun ce-am pățit și de ce. Acum nu mă refer la lucruri majore, că copiilor îi iei de toartă și le spui, bă, să nu cumva... Că dacă faci asta, pățești asta. Dar să vedeți ce am observat. S-a întâmplat să așa din instinct să-i spun, aveți, ai grijă, nu cumva să fac. Frate, dar mă jignești, dar eu, eu nu fac așa ceva, dar eu cum să fac așa ceva? Ei, dacă îi spui, zice că nu avea de gând să face. Când nu-i mai spui, face prostia și pe urmă îi spui și zice, păi, dar de ce nu mi-ai spus să nu fac? Mi-aduc aminte că m-a lăsat mama odată în tabără după mari insistențe. Uh, nu mă lăsat că eram zburdalnic și de câte ori mă duceam, mă loveam. Și spuneam, mă, te lovești, vii lovit, vii cu, ce... un os rub, vii cu... vii cu, ceva rău, nu, nu te las. Lasă-mă că toți copiii merg, că o să fiu atent. Că... M-a lăsat. Și am vrut și eu să plonjez în bazin, dar am dus la apă mică și am venit cu toată burtica julită, praf și în timp ce mama mă căina și îmi dădea cu alifie, îmi spunea, bine, mai ai văzut ce ai făcut. Uite, nu uite ce ai făcut. Și eu mă uit la ea și spun, pe păi de ce m-ai lăsat? Ei, am uh, suportat consecințele. Dragii mei, oamenii au nevoie de un precedent care să le arate că Harul lui Dumnezeu chiar era absolut necesar. Pentru că noi le spunem la oameni, știți ce a trebuit să se întâmple? Să vină Hristos în lumea asta, să moară pentru voi, să fie sfârtecat, să fie țintuit pe cruce și omul să spună, da. -ar fi, dacă îmi spuneai de vorbă bună, înțelegeam. De ce a trebuit să apelez la o măsură atât de radicală, să-l trimis pe fiul tău din cer, să treacă prin suferințele astea, să fie jocorit? Nu puteai să ne spui de vorbă bună, să ne dai legile în scris, fără atâta sânge, jertfă, necaz și amărăciune? Ei... Pentru că a trimis legea înainte și pentru că oamenii... O lege foarte simplă. În Eden a fost o singură poruncă. Nu mânca din pomul ăla. Atât. Repede s-a grăbit socalci. Zece le-a dat prin lege majore. Praf le-au făcut. Cineva spunea odată, domnule Moise ăsta tare nervos trebuie să fi fost când a dat cu tablele de la a de stânci. Ce a fost așa nervos? N-a fost nervos, a fost cel mai blând om de pe pământ. Eu îmi închipui, dacă n-am dreptate, și așa nu greșesc prea mult, dar așa îmi închipui. Știți de ce a dat Moise cu tablele? Pentru că numai ce-a lipsit câteva zile să le ia de scrise de degetul lui Dumnezeu și tablele acelea cu porunci când s-a întors în tabără ar fi nimicit poporul, pentru că tocmai le călcaseră pe toate. Și decât să stea în picioare tablele și să fie distrus poporul, mai bine a izbit și a sfărâmat tablele, să nu mai fie acele porunși care ar fi nenorocit. I-a scris Dumnezeu alte. Legea a venit să ne spună că nu e o altă cale, că trebuie apelat la măsura cea mai radicală, Fiul lui Dumnezeu să vină în lume și să moară pentru noi, ca să ne schimbe pe, dină, pe dinăuntru. Dar ascultați, când vorbim de har în dar, cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel în Roman 4, primele patru versete, folosește exemplul lui Avram și spune așa, ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit, neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar atenție, nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un dar, ci ca ceva datorat. Uite cum înțeleg eu lucrul ăsta. În momentul în care tu te duci la locul tău de muncă și muncești o săptămână întreagă, și la sfârșitul săptămânii, după ce ai muncit greu, 8 ore, 10 ore, ți-ai lăsat sudoarea la locul de muncă, dacă ești muncitor, ai cărat greutăți, ai muncit la strung, știu eu ce ocupație ai, dacă ai lucrat într-un birou, ai stat cu ochii în computer de dimineața până seara, te-au durut ochii, te dor coatele de la tastatură, închieturile, e un efort, munca e un efort, e o sudoare. Și la sfârșitul săptămânii vine șeful și spune, uite, cadou din partea mea, o mie de euro sau cât, ce salar primești tu, 500 de euro, nu știu. Și te duci și spui, ă, domnul șef, acum o fi el șef, dar să nu fie obraznic. Cum? Crezi că îmi dai de pomană? Nu dai de pomană? Eu ți-am muncit o săptămână întreagă tu ești dator să-mi plătești ce ți-am muncit. Și Dumnezeu nu vrea ca atunci când oamenii merg să primească har din mâna Lui, să trateze harul lui Dumnezeu ca pe ceva datorat. Uite, Avram a fost un om mare. Avram a fost socotit neprihănit prin credință, și dacă ar trebui să se laude în fața vreunuia din noi, are tot dreptul. Din punctul de vedere al credinței. Care dintre dumneavoastră, acum fratele Marian vorbea mai devreme de faptul că a venit la graniță, a trecut granița, dar a știut cum e în America. Ai știut, frate Marian, cum e în America. Ai știut că am primit vești am primit unele exagerate. Noi ni s-a spus că și act de gămălie găsești în America. Nu, nu, e chiar așa, dar totuși ai găsit un loc unde să dormi, ai găsit o mâncare pe care să o mănânci. Niciunul din noi n-am ajuns în America și chiar să murim de foame. Am mai primit poze. Și în primii ani se fotografiau cu sticlele de Pepsi, cu mesele pline, cu mașinile. Cu... Și știam, nu e chiar rău. Dar închipuiți-l pe, închipuiți pe Avram, căruia Dumnezeu a spus, ieși din casa tatălui tău, ieși din națiunea ta, din poporul tău și du-te undeva, fără hartă, fără poze, fără știri, fără informații, într-o lume în care nu se știa de la Timișoara până la București ce într-o parte sau ce în cealaltă. Asta da credință. Asta da credință. Avram se poate lăuda. Dar se poate lăuda numai față de alți oameni, numai față de noi. Înaintea lui Dumnezeu, nu. Pentru că celui ce lucrează pentru ceva, spune aici cuvântul Domnului, plata cuvenită lui nu se socotește ca un har, ci ca ceva datorat. Și acum în Roman, capitolul 5, versetul 15, cuvântul Domnului spune, dar cu darul fără plată, har în dar. Nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unui singur, cei mulți au fost loviți cu moarte, apoi cu mult mai mult, harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-a dat din belșug celor Mulți. Scumpii mei, când eu îmi dau seama că sunt păcătos, că am nevoie de iertare și de mântuire, eu vin înaintea lui Dumnezeu, mă iertați, ca un milog, care are nevoie de ceva pentru care nu poate munci, pe care nu îl poate plăti. Biblia spune că păcatele lor, răscumpărarea păcatelor lor, prețul este așa de mare că răscumpărarea păcatelor lor nu se va face niciodată. Știți de ce vor ajunge oamenii în iad? Și știți de ce iadul este veșnic? Dragii mei, iadul nu este veșnic pentru că se termină mila, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Că și dragostea lui Dumnezeu este veșnică. S-a citit la timpul de rugăciune despre dragoste. Dragostea e Dumnezeu și dacă Dumnezeu e infinit, și dragoste e infinită. Și m-am gândit toată, de ce iadul este veșnic? Uitați de ce. Pentru că într-o zi, cineva a fost chemat la ghișeu, la ghișeul eternității, să achite plata păcatelor lui. Și Domnul Iisus Hristos a venit și a spus, n -ai cu ce, mai, n-ai cu ce. Eu pot să achit plata păcatelor tale și el a spus, eu mă descurc, eu n-am nevoie de nimeni. Pentru că eu te-aș lăsa să achiți plata păcatelor mele, dar nu să-mi spui cum să trăiesc de acum încolo. O, oh, n-aveți nicio problemă că oamenii sunt pomanagii de felul lor. Le place când primești ceva gratuit. Dar nu vor ca ăla care i-a ajutat, pormă să-i comande. Îți convine ca cineva să-ți dea un cadou și pornă să spună de azi înainte eu stăpânul tău și tu ești robul meu? Vă convine așa ceva? Spui, frate, nu te supăra. Faptul că m-ai ajutat azi nu-ți nu dă dreptul să mă ții de gât mâine. Însă aici nu e vorba să ne dea cineva în dar un obiect, să ne dea... E vorba să ne dea în dar viața. Fără persoana aia nu mai avem viață, suntem terminați. Și el spune, eu îți dau viața, dar mi-o dăruiești mie. Și omul spune, nu, mai bine mă descurc. Românii sunt descurcăreți. Și în America, și în Belgia, și peste tot pe unde se duc, am fost, am văzut în toată Europa, sunt așa de descurcăreți că la evrei nu le e frică decât de români. La toți le e frică de evrei, la evrei le e frică de și la români de alți români. Descurcăreți ne-a făcut Dumnezeu. Ne facem o căsuță, ne interesăm, nu contează. unii chiar n-au drepturi și se descurcă, sunt descur descurcăreți. Dar această calitate, știu eu, capacitate, cum vreți dumneavoastră să-i ziceți, se termină la intrarea în eternitate, la poarta Raiului. Dincolo de poarta Raiului, la ghișeu la unde-ți faci socotelile. Dincolo nu trece. Este o pildă care spune că în odaia de nuntă a intrat unul fără haină de nuntă. Și, și, pildele au un pericol în ele când încercăm să le interpretăm prea mult. Vă garantez că nimeni nu va intra niciodată în odaia de nuntă fără haină de nuntă. Am dreptate, fratele Nelu e teolog, trebuie să știți. Sigur că nu va intra. Pilda nu are ca sens să spună, domne, va fi o excepție. Știți că unul se strecoară, trece prin spatele îngerului, nu-l vede, Dumnezeu se uită în altă parte, intră, domne, în odaia de nuntă și nu-l vedem. Nu. Scopul pildei e să ne spună, în odaia de nuntă nu se intră fără haină de nuntă. Dar dacă prin absurd s-ar putea, nu rămâne acolo pentru multă vreme. Imperativul este rezolvă problema aici, în viață. Că în odaia de nuntă nimeni nu o să spună cum încearcă acum americanii și noi ne-am bucurat foarte mult să dea o amnistie, că avem foarte mulți frați români care ar intra într-o stare de legalitate și pentru noi ar fi extraordinar. Însă, ideea este, am intrat în țară, acum nu mai ai ce face, dăm, dăm, drepturi. Pe pământ se mai poate. În împărăția lui Dumnezeu, nu. Și omul ajunge la gheșeul eternității și spune, mă descurc. Cum? Îmi plătesc singur. Bine, hai să-l ducem, să-și... Ai, ai acum în buzunare banii? Nu. Muncești pentru mine. Muncești. Că spune acolo, sunt, sunt munciți zi și noapte. Așa spune cuvântul meu, vor fi munciți zi și noapte. Și intră în sudoarea aia a eternității, care se numește iad. Și plătești. Și este exact ca și cu cardurile de credit. Dacă plătești minimul, nu termin niciodată. Pentru că plătești dobândă și nu scade cu nimic datoria. Asta se întâmplă cu cei care își vor plăti datoria în eternitate. Dumnezeu n-a spus stai aici pentru totdeauna, stai aici până îți plătești datoria, dar pentru că datoria nu se plătește niciodată și Biblia spune clar, răscumpărarea păcatelor lor nu se va face niciodată. Vor munci sau vor fi munciți o eternitate în chin și în suferință, nu datorită dragostei lui Dumnezeu care s-a sfârșit, ci datorită dreptății lui Dumnezeu care rămâne în picioare. Iată de ce, dragii mei, cine vrea să fie mântuit, trebuie să lase mâinile în jos și să capituleze așa cum au capitulat oamenii în ziua Cinzecimii și au spus, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Și fiecare dintre voi, fie botezat în numele Domnului, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi. Har în dar în ce privește mântuirea. Nu se poate primi mântuirea altfel decât ca dar. Și aici vreau doar să mai spun un lucru. Când vorbim de neprihănire, pentru că vorbim aici de neprihănirea dată prin credință, neprihănirea aceasta este un termen de asemenea complex. O să-l dezvolt peste puțin timp. Vreau doar să înțelegem un lucru. Motivul pentru care fariseii. N-au reușit să intre în mântuire. Este pentru că n-au acceptat în dar haina neprihănirii Domnului Isus Hristos. Și-au croit-o ei și ce rău și-au croit-o. Nimeni nu poate intra în mântuire prin faptele Lui. În iad vor ajunge o groază de oameni cum se cade. Dar nemântuiți pentru că au respins darul lui Dumnezeu. Apoi, har în dar se referă nu numai la mântuire, ci și la slujire. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Roman 12 cu 6. Deoarece avem felurite daruri. De ce le -o zice daruri? De ce le -o zice daruri? După harul care ne-a fost dat. Deci, har în dar. Avem felurite daruri de slujire. După harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. 1 Corinteni 2 cu 12 spune și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și apoi în 1 Petru 4 cu 10, ca niște buni spravnici ai harului felurit. Diversitatea în har e aici, la capitolul slujbe. Unitatea în diversitate e la slujire. Nu la învățătură. Învățătura e una. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Cu alte cuvinte, darul de a cânta, darul de a predica, darul de a face orice slujbă. Fiecare, spunea Apostolul Pavel, își slăvește slujba lui. Într-o zi m-am gândit la slujba de ușier, pentru că aveam întâlnire cu ușierii. Și toată ziua m-am gândit și am meditat la slujba de ușier. Și am să vă spun foarte sincer. Dacă cineva mă punea să fac un clasament și să pun cea mai importantă slujbă în biserică, spuneam, predicatul. Predicatul. A doua, cântatul. Na, poate dărnicia. Poate dărnicia. Cântatul. cântatul. Pe urmă dărnicia. Ca să nu fim materialiști, nu? Pe urmă. Ușierii. Dar m-am gândit la un lucru. Noi suntem foarte bine dispuși aici, dar dacă ușierii nu-și fac treaba bine, ne bagă oamenii nervoși în biserică. N-am să uit niciodată a venit mama care era foarte bisericoasă și reținea cuvânt cu cuvânt ce se întâmplă în biserică, foarte ispitită, pentru că fusese la un magazin și venise cu o sacoșă de cumpărături la biserică, cum era pe vremuri. Și să vezi și a pățit. A venit ușierul și a spus, soră, dă sacoșa încoace. Frate, cum să lase românul sacoșa din mână? Două o soră, că o duc undeva. Și bărbat mai solid a pus mâna pe sacoșe și i-a tras-o din mână. Mama după sacoșe nu i-a dat drumul. Și trăgea mama de sacoșe într-o parte, ușierul într-o parte. Și așa de ispitit am fost, s-a luat cu mine la ceartă pe sacoșe și trăgea de sacoșe, că n-am mai auzit nimic ce s-a întâmplat tot program. Slujbele sunt importante, fiecare își slăvește slujba lui. E important însă, dragii mei, să înțelegem că slujbele nu sunt cum sunt magazinele astea, când am ajuns în America, ne-a dus la magazine de haine erau special și sunt până în ziua de azi, când oamenii mai săraci, mai începători, se duc să-și ia haine. Și se duc acolo fiecare și-și caută cam ce li se potrivește. Nu e așa în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu te duci și spui cum te cheamă. Și spune, da, Dumnezeu a rânduit prin Duhul Său pentru tine harul să-i slujești acolo. Fericirea și împlinirea vieții de credință e să identifici locul în care te-a chemat Dumnezeu să slujești cele mai mari nefericiri în biserică este atunci când oamenii nu-și găsesc locul. Și se uită ca la o vitrină. Și zice, mi-ar place pantofii, am văzut că aveți vitrine și diversitate mare de pantofi, nu știi pe care să-i porți. În America parcă nu e așa mare diversitate, mai sunt modele, dar nu chiar așa, de toate culorile. Am văzut aici și pantofi roz, n-am știut că există pantofi de bărbat roz. Că m da, dar pantof nu, și uh, te uiți la împărăția lui Dumnezeu și mi-ar -mi place ăla, -mi -ar place. nu așa se procedează, e un dar, Dumnezeu ți-l dă predestinație darul acela, l-a hotărât Dumnezeu pentru tine și când umpli, umpli în dreptul altora și încerci să faci ce nu te tema Dumnezeu, al tău îl lași nefăcut și pe al altuia îl strici. Și în jurul tău vor fi o groază de oameni nefericiți, pentru că dacă nu știi să cânți decât în fals bemol major. Tu lauzi pe Dumnezeu și ești sincer. Dar întreaga biserică își bagă degetele în urechi. Și nu zidește spiritual. Dacă crezi că poți să predici și. nu spui nimic altceva decât lăudați să fie Domnul și asta e bine. Dar asta nu aduce hrană, asta este un, un cuvânt motivator pentru biserică, dar nu aduce hrană. Scumpii mei, să înțelegem că slujirea e bazată pe un dar pe care ni l dă Dumnezeu, un dar pe care trebuie să ni l însușim și în baza căruia să lucrăm. Dar vă spun care este secretul. Când înțelegi că slujirea ta se bazează pe un dar al lui Dumnezeu, tu nu mai poți să fii mândru de tine. Pentru că spunea Pavel, ce avem și să nu fi primit? Și dacă ai primit, de ce te porți ca și când e al tău? Ca și când nu l-ai fi primit. Când e vorba de slujire, este har în dar. Când e vorba de mântuire, este har în dar. Când e vorba de dărnicie, e har în dar. Ascultați ce spune la 2 Corinteni 8, primele 5 versete. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință, atenție, harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Primele cuvinte, fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu. Cu privire la cel, la belșugul de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe, atenție, pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă sărăcie Lucie? M-am gândit la expresia asta îndelung, pentru că eu de obicei nu asociam sărăcia cu ceva care lucește, cu ceva strălucitor. Și m-am gândit, cum poate sărăcia să strălucească? Fraților, normal că lucea, că n-avea pe ce li se pune prafu, așa de săraci erau, adică n-aveau nimic. N-aveau pe ce li se pune prafu. Oamenii aceștia însă au înțeles un lucru, puținul pe care îl aveau. Nu era datorită înțelepciunii, datorită, datorită hărniciei lor, era un dar de la Dumnezeu. Aici e o altă expresie foarte frumoasă care am găsit-o în proverbele noastre, zicerile noastre populare și în contextul bisericii din Macedonia se potrivește. Dar din dar se face raiul. Adică cu alte cuvinte, când eu am și dau altuia, eu nu-i dau din cei al meu, eu dau din cei al Domnului. Vedeți, toate posesiunile noastre, noi le, ni le atribuim și le personalizăm. Uh, casa mea, mașina mea, uh, păstorul meu, nu sună frumos, ne, ne flatează când cineva ne numește păstorul, dar a, a ajuns ca, o, ca un titlu de proprietate, e al meu. Și de obicei, cam ce al tău, vrei să faci ce vrei cu el. Ok. Uh, dragii mei, toate lucrurile acestea sunt impropriu spuse. Ele ne-au fost date de Dumnezeu, sunt darul lui Dumnezeu. Și... Apostolul Pavel vorbind despre bogății cu Timotei. Acum spunea tot Pavel, printre voi nu sunt mulți dintre bogații, dintre străluciții lumii acesteia, dar poate sunt. Dar vă garantez că în comparație cu 90% din populația lumii, sunteți putrezi de bogați. Iarăși, niciodată n-am știut cum să asociez bogăția cu ceva putred cum n-am putut să asociez sărăcia cu ceva luciu. Adică știi ce înseamnă putred de bogat? În sensul că ești atât de îmbibat de bogăție că ca apa aia care te putrezește când e prea mult. Se stafidez mâinile dacă ți prea mult, intră apa în piele și se stafidez. Dragii mei, și ce spunea Pavel lui Timotei? Spune bogaților lumii acestea. În primul rând, să se bucure de bogățiile lor. Dumnezeu ni le-a dat din belșug ca să ne bucurăm de ele. Nu-mi plac oamenii care au, smerinia nu înseamnă dacă ai bani să dorm pe rogojin. Că Dumnezeu nu apreciază neapărat lucrul ăsta. Dar atenție, nu singuri. Zice, să nu-și închidă inima față de cei săraci, să fie darnici și bogați în fapte bune. Bucură-te de ele, dar nu te bucura singur. Bucură-te împreună cu cei care n-au. Și, în al treilea rând, să-și adune comoară în cer, adică să nu se bucure de bogățiile de aici mai mult decât de bogățiile de dincolo. Mi-aduc aminte de o întâmplare, frate, nelu, toată autoritatea, un pic, un semn la picior și eu mă opresc ca să nu depășesc prea mult. Uh, mi-aduc aminte de o întâmplare, undeva la o companie în Statele Unite, în sala de mese, unde mergeau să-și ia prânzul, a intrat o doamnă, geanta, s-a dus și a cumpărat de la ghișeu un ziar, s-a dus la o mașină automată și a luat o pungă cu biscuiți și s-a așezat la masă. Nu era loc și a găsit loc doar la o masă unde vis-a-vis -vis era un domn. Domnul, când a văzut că vine și se uită să găsească un loc, pentru că la masa lui era un loc, i-a făcut semn amabil și a luat loc. A venit cu geanta și a pus-o lângă ea, a citit, a răsfoit puțin ziarul și a întins mâna să ia un biscuite. Domnul a zâmbit extrem de amabil, a luat un biscuite și domnul a luat și el un biscuite. A început să ronțe. Iar a rămas șocată. Măi, ăsta n-are bun simț. Cum adică să-mi ia mie din pungă biscuitele? Dar nici măcar să ceară. Eu înțeleg că dacă a avut poftă de un biscuit, putea să spună, un biscuite. Și spuneam, poftiți, luați un biscuit. Puțin cam nervoasă a mușcat și a ronțăit biscuitele, după care a întins mâna să mai ia un biscuite. Domnul iar a zâmbit, a dat amabil din cap, ea a luat un biscuit, el a luat un biscuit. Și iar ea și iar el, acum era deja înfuriată, că nici nu era pachetul prea mare, și la sfârșit a rămas un singur biscuit. Și când ea s-a uitat să-l ia, domnul a fost mai repede la DGD, l-a luat, l-a rupt în două și l-a oferit. S-a uitat, s-a ridicat nervoasă și a luat geanta și a plecat. A făcut câțiva pași. Și-a deschis geanta să bage ziarul. Și a rămas stupefiată. În geantă era punga ei de biscuiți neîncepută. Tot timpul mâncase din punga de biscuiți a Domnului. Și ce potrivit e cuvântul ăsta, pentru că, dragii mei, luăm din punga Domnului. Luăm din darurile Domnului. Și punem titlul nostru de proprietate pe ele și sunt toate ale noastre și de multe ori ne deranjează să împărțim cu cineva. Dar eu cred că au insistat pentru că Pavel le-a spus, vă rog frumos, voi sunteți prea săraci, de la voi nu pot să primesc. Și a spus, frate Pavel, dar e un har, bucățica aia, biscuitele ăla, vrem să-l rupem în două, să-l împărțim cu cineva. Pentru că și ăla e darul lui Dumnezeu. E un har bazat pe darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Ăsta este har în dar. Cu privire la mântuire, cu privire la slujire și cu privire la dăruire sau dărnicie. Niciun dar nu este primit până mai întâi nu te dai pe tine însuți, Domnului. Așa cum au făcut acești oameni. Doi, puțin mai repede, har în zadar. Unul din lucrurile care m-au durut cel mai mult atunci când am studiat despre harul lui Dumnezeu a fost că există și har în zadar. Foarte mulți spun că Dumnezeu a dat harul lui picătură cu picătură ca să egaleze păcatul în așa fel încât să nu se risipească nimic. Și există limite de atonement sau răscumpărare limitată prin care uh, cuvântul, uh, unii oameni cred că Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu ar fi calculat înainte de întemeierea lumii cam uh, câți oameni va mântui și n-a trimis har decât în mod măsurat perfect pentru acei oameni. Dragii mei, uh, Harul lui Dumnezeu nu se pune în cântare omenești, nu se calculează în cântare omenești. Să știți că există posibilitatea de har în zadar. Și în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 1, cuvântul Domnului spune, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Cum poate fi făcut zadarnic harul lui Dumnezeu? În primul rând, prin neprihănirea personală. Cum spuneam despre Avram, când nu accepți neprihănirea lui Dumnezeu și ți-o confecționezi pe a ta și spui ce înseamnă să fie un om pocăit? Păi un om pocăit trebuie să fie cam așa cum sunt eu. Și te faci pe tine standardul neprihănirii. Și te compari cu vameșul care se roagă lângă tine și spui postește asta! eu da, dăruiește asta, eu mai mult. Eu merit harul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, care a plecat îndreptățit sau justificat, sau socotit, corect, bun, înaintea lui Dumnezeu? Vameșul. Prin neprihănirea personală facem zadarnic harul lui Dumnezeu. Galaten 2, 19 la 21, căci eu prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic Harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Harul are și neprihănirea lui Hristos au trei dimensiuni, standard, statut și stare. Standardul este Christos. eu nu mă compar cu alți oameni, eu mă compar cu Hristos. Cineva nu poate să declare despre sine că e neprihănit decât uitându-se la Hristos și când se uită la Hristos, ce află că e nevrednic? Ne cercetăm la cina Domnului. Veți sărbători săptămâna viitoare. Le-am spus o dată fraților, fraților, ce înseamnă să te cercetezi? Înseamnă să te cercetezi și atunci când te găsești vrednic să te împărtășești, ferească Dumnezeu. Când cineva se va găsi vrednic să stea la masa Domnului, eu îl rog să nu se împărtășească în duminica aia. Noi ne cercetăm vis-a-vis -vis de Hristos. Te poți găsi vreodată vrednic? când te raportezi la Hristos? Nu. Asta mă face să mă smerez. Nu înseamnă că vin la cina Domnului cu păcate grave, nemărturisite, nemă, nepărăsite, într-o viață în dezordine și mă împărtășesc că eu și așa nu o să fiu vrednic niciodată. Nu, asta nu e îngăduință către păcat. Dar întotdeauna, în conștiința mea, mă voi găsi nevrednic și voi îmbrățișa harul lui Dumnezeu și neprihănirea pe care mi-o dă Hristos prin credință. Altfel fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Când diminuez rolul neprihănirii lui Hristos, când diminuez standardul neprihănirii lui Hristos, e vai de mine, dar eu când mă duc sincer, nu cu un gând de a păcătui să se înmulțească harul, și mă raportez la acel standard și mă declar nevrednic, Dumnezeu mă socotește neprihănit, adică statutul de nepricănit. Necredinciosul care se pocăiește în mod instantaneu este îmbrăcat cu haina neprihănirii și el n-a făcut încă nicio faptă bună. Copilul care se naște n-a apucat să facă nicio faptă rea și e declarat născut în păcat, pentru că s-a născut într-o natură păcătoasă. El n-are capacitatea de a face rău, dar la trei ani să vedeți când sparge borcanul, cum îl ascunde și cum îți spune că nu știe cine l-a spart. Și nu l-a învățat să mintă. Se naște cu minciuna în el. Păcătosul care se pocăiește n-a apucat să facă binele și Dumnezeu spune, e neprihănit. Ei, pe urmă, starea de neprihănire care se cultivă prin apropiere de Dumnezeu, prin mărturisire, prin lupta până la sânge împotriva păcatului. În al doilea rând, zadarnic este făcut Harul lui Dumnezeu prin păcat. Tit 2, 11 la 13, Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață, adică e profesor. Nu e doar un fum, un sentiment, este un profesor. Ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Iuda 1 cu 4, că s-au strecurat printre voi oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Cu alte cuvinte, prin păcat, harul este făcut zadarnic. Să păcătuim ca să se înmulțească harul, nici de cum. Și în textul pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu prin fapte, dar a fost croită o cale a neprihănirii pentru noi, a faptelor bune, nu a nelegiuirii. Hristos nu este un slujitor al păcatului. În al treilea rând, Harul lui Dumnezeu este făcut zadarnic prin indiferența față de misiune și evangelizare. 1 Corinteni 15 cu 10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Prin a nu lucra, prin a nu mărturisi pe Domnul, prin indiferență față de misiune și evangelizare, facem zadarnic harul lui Dumnezeu. Pavel a spus Harul lui față de mine n-a fost zadarnic, a adus o rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Și acum, în încheiere și pe scurt, har după har. Când vorbim de Harul lui Dumnezeu, ne referim la aceste dimensiuni și aspecte esențiale, Harul primit în dar de la Dumnezeu, teama de a face Harul lui Dumnezeu zadarnic și pe când am zis, e bun Harul, ne mulțumim cu el, Dumnezeu spune, stai puțin, există o nouă dispensațiune a Harului în viața ta. Harul merge puțin mai departe. Și acum ascultați care sunt lucrurile care țin de Harul lui Dumnezeu. Mai întâi Harul prigonirii. Partea a doua a Harului, să știți că este destul de inconfortabilă pe aici, pe acolo. Știați că prigonirea, este un har. Filipeni 1, 29, 30, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în el, ci să și pătimiți pentru el și să și duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Dumnezeu ți-a dat harul să fii mântuit, dar știi că tot un har e și să suferi pentru Hristos? Al doilea har după har este harul care este îndeajuns. Să vă traduc. Harul când Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile. I-ai mulțumit vreodată lui Dumnezeu pentru rugăciunile care nu ți-au fost ascultate? Ia ascultați. Evrei 4, 15 și 16. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost dispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar e vorba și de rugăciune, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. O, oh, asta e harul prin care ne, ne sunt ascultate rugăciunile. Dar nu e har după har. Harul e să ni se asculte rugăciunile, har după har e să nu ni se asculte rugăciunile. 2 Corinteni 12, 7 la 9. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, spunea Pavel, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De trei ore am rugat pe Domnul Sămilia și el mi-a zis, Harul meu îți este îndeajuns, că și puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Pavel a avut parte de multe ori de harul ascultării rugăciunilor. Și când harul ăsta nu l-a avut, a avut un alt har de a nu-i fi ascultate rugăciunile, dar tot spre binele lui. Și apoi, aici o reparăm puțin, că ia, nu e prea confortabil harul de a nu-ți fi ascultate rugăciunile și de a pătimi pentru Hristos, harul arătat la venirea Domnului. E har după har. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus. Deci nu e ăsta acum, e altul care va fi adus, e har după har, care vă va fi adus la arătarea lui Hristos. Ce înseamnă asta, frați și surori? Pe când ne-am luptat noi o viață întreagă să-L slujim pe Dumnezeu, pe când am făcut noi fapte bune și am rodit din toate punctele de vedere, rodele, rodirea unui caracter curat și a unei vieți neprihănite, rodirea unor fapte bune de ajutorare, rodirea unor suflete pe care le-am câștigat pentru împărăția lui Dumnezeu. Și pe când ne-am înfățișat înaintea Domnului și am spus ia-mă și pe mine în rai, Dumnezeu spune și pasul ăsta, îl faci tot prin harul meu și în dragostea mea. Și în bunătatea și bunăvoința mea, n-ai combustibil să urci decât cel pe care ți-l dau eu. N-ai putea să ajungi la mine decât datorită bunătății și harului meu. Și atunci, distanța dintre noi și infinit este infinit. Și infinitul nu-l acoperă decât Dumnezeu. Am auzit interpretarea textului unde zice apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dacă faci un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face doi spre tine. Nu e biblic. Între noi și Dumnezeu e un infinit. Distanța dintre om și Dumnezeu e infinit. Când tu faci un pas, cât este distanța dintre tine și Dumnezeu după ce ai făcut pasul ăsta? Tot infinit. Ați învățat la matematică. Infinit minus oricât de mare numărul rămâne tot infinit. Știți ce vrea să spună Dumnezeu aici? Când tu ai făcut un pas finit spre Dumnezeu, te uiți și vezi infinitul în fața ta și spui, cine mă va ajuta să mă urc eu pe muntele Domnului Cel Sfânt? Doar pasul lui Dumnezeu este infinit. Distanța aceea infinită nu o acoperi tu, o acopere Dumnezeu. În această dimineață, fă pasul acesta, mic, cât de mare poate să fie? Atât sau mai mult? fă spre Dumnezeu, spre Harul Său. Și Harul lui Dumnezeu este adevărul că diferența o va acoperi El cu un pas de Dumnezeu, adică un pas infinit. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți și mai zice Biblia și amin.